Măsura a fost dispusă de Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea în contextul evoluției situației epidemiologice de pe teritoriul țării noastre. Astfel, conducerea primăriei a avut în vedere limitarea deplasărilor în interiorul orașului, dar și sprijinirea tinerilor care au rămas fără surse de venit din cauza pandemiei de coronavirus. Este vorba de o hotărâre care vizează nu doar pe aceștia, ci pe toți cei care au închirie spații locative publice, tinerii cu vârsta până în 35 de ani, locuințe ANL, dar și cei care sunt chiriași în locuințe sociale sau în căminele administrate de municipalitate. Este vorba de hotărârea Consiliului Local numărul 90 din 31 martie 2020, prin care s-a aprobat amânarea la plată a chiriilor până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației pe care o traversăm acum. Este vorba de peste 850 de contracte, pentru care, în cazul în care chiria pentru lunile martie, aprilie sau mai va fi plătită doar în iunie sau iulie, nu se vor percepe majorări. La nivelul Direcției de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Râmnicu-Vâlcea se derulează în prezent aproximativ 850 de contracte de închiriere pentru locuințe sociale și pentru tineri cu vârste până în 35 de ani, precum și de folosință temporară pentru spații de locuit aflate în proprietatea municipiului.